Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. Aseară CFR Cluj și Craiova au făcut egal 1-1 într-un meci frumos, un meci în care Laurențiu Reghecamp a revenit pe banca echipei CS Universitatea Craiova. O partidă cu multe ocazii, cu un joc foarte bun, poate cel mai bun joc de la începutul acestui sezon. Însă CFR Cluj pierde două puncte importante. FCSB este lider în momentul ăsta cu 9 puncte din maximum, din 9 posibile. 3 victorii pentru echipa lui George Becali, care n-a mai pornit așa într-un campionat de 7 sezoane. E un sezon important pentru FCSB. Campioana Farul a pierdut ieri acasă, șocant, 3-1 cu Poli Iași. Dinamo joacă în seara asta cu Sepsi. Dinamo, o echipă care n-are niciun punct până în momentul ăsta. Mai e o echipă fără punct, echipa lui Mititelu, care a început foarte, foarte rău această ediție de campionat. 3 înfrângeri din 3 meciuri. Discutăm despre ce se întâmplă în campionat, ce s-a întâmplat în acest weekend în Liga 1 și ce ar putea să întâmple în această seară. Mai e un meci, Petrolul Voluntari. Însă, în dimineața asta stăm la discuții și la povești cu un fost fotbalist de Liga 1, de la Vaslui. A jucat la Vaslui, a jucat și la Steaua, chiar dacă foarte, foarte puțin. A jucat pentru Petrolul în Liga 1, a mai jucat la Otopeni în Liga 1. Este vorba de fostul fundaș central Bogdan Panait, care e în direct în această dimineață cu noi, prin Skype. Bună dimineața, Bogdan! Bună dimineața tuturor, bună dimineața telespectatorilor și spectatorilor. Mulțumesc mult că ai acceptat invitația noastră. Ce faci? Cum ești? Cum e viața ta? Nu te-am mai văzut. Bine. De multă vreme nu mai știu nimic de tine, nu te-am mai văzut. Bine, sunt de la Vaslui, m-am stabilit aici cu familia. Deși tu ești din Ploiești. Eu sunt de Ploiești, exact. Da. Am și familia, părinții la Ploiești, dar mă duc cam rar. Ai rămas la... Da. Am un job la un club privat, stau aici, mă ocup de niște copii. 2014 anul ăsta, în trecut au fost 2 ani de niște copii, 2010. Da. Foarte talentați. Mai joci? Citisem undeva prin ianuarie, încă mai jucai la Liga 4-a, la CSM Vaslui? De menținere pe la Liga 4 am jucat la CSM Vaslui, echipa orașului, da? Dar acum am încheiat puțin, pentru că sunt realist, las și locul celor tineri. Ok, deci la 40 de ani gata, te-ai lăsat. Da, mare da. Ok, deci ești antrenor la copii și juniori. Asta, da. Asta e ce faci, tot ce faci în momentul ăsta? Da, mai am un job care e stabil în MAI, dar aia e total diferit. Nu? Da, în MAI? La Dinamo? Unde? Te-ai dus pe partea lui? Nu, în minister, dar e suficient doar atât. Ok. Deci lucrezi în MAI. Da. De 2 ani jumate, de când a venit pandemia, da, au fost posturi scoase la concurs și cu mare plăcere zic și cu tărie că sunt mândru de ceea ce fac acum. Nu insist, nu te trag de limbă, spune-ne doar ce faci, adică măcar atât să știm, ce faci, ce... Care păi sunt... Ce să spun, în MAI sunt tot într-un job activ, cum am fost și până acum, din acesta pompier, smurd, paramedic, tot okay. În ajutor oamenilor. Am înțeles, ok. Deci, practic, cam din toate câte ceva faci. Da, exact, pentru că asta înseamnă meseria de Bănuiesc că pompier. E destul de palpitant, e destul de... Ce da. Senzații foarte, foarte tari și la incendii și la accidente rutiere în care trebuie să salvezi oameni sau, în cel mai rău caz, copii care sunt în accidente și... Ferească Dumnezeu asta de poveștile astea. Asta sperăm să fie cât mai puține, să scăpăm de astea, dar pe șoselele din România se întâmplă cât mai multe în ultima perioadă. Ok, nu insist, nu te întreb, ai spus că vrei să păstrezi discuția asta la minimum. Vreau să te întreb dacă te mai uiți la fotbalul din Liga 1, cum ți se pare începutul ăsta de campionat? Seara am văzut derby, un meci foarte deschis, mi-a plăcut. Cred că, cum ai spus și tu, a fost cel mai bun meci.
de început campionatul acesta, cu faze de poartă, un meci deschis, chiar foarte, foarte, foarte bine. O echipe foarte bune. La CFR mă așteptam să fie o lipsă puțin de omogenitate, că au schimbat și ei foarte mult. Le-au plecat Andrei Burcă, fundaș central, care a fost accidentat și a intrat foarte puțin, ușor, ușor o să-și întâlnit, pentru că știu, un băiat ambițios și un băiat foarte serios. În momentul ăsta, singura echipă cu maximum de puncte e FCSB în momentul ăsta, pe care chiar o consideri fosta ta echipă sau cum o consideri? Tu când ai jucat aveai steaua pe piept, logo-ul stelei pe piept. Așa știu, acum am mai vorbit cu colegi și cu Băner și cu Vali Badea, care mai țin legătura, mai ne întâlnim la turneul de Old Boys, dar cred că, na, eu zic că steaua e, eu așa zic, că la steaua îmi scria pe piept, da, în perioada aceea. Acum, până la urmă, tot domnul Becali a fost patron și acest patron este și acum la FCSB. Da. Un om care cu mine a fost ok, n-am avut nimic să-i reproșez. Bine, ai și stat foarte puțin. Cât ai stat? 3 luni la steaua? Nu, 6 luni de zile am stat. Ok. Perioada foarte bună a echipei, când ne-am calificat cu Standard Liege, da, și ne-am grupele Champions League cu Real Madrid, Lyon și Dinamo Kiev. Vreau să te întreb un pic, pentru că s-a discutat foarte mult, te întorc deja în timp la povestea asta și după aceea o să discutăm un pic și de perioada Vaslui, însă e o chestie, când dai search pe Google, Bogdan Panait, apar imediat articole despre transferul din 2006, făcut la 2 săptămâni, sau nu, la 2 zile, nu la 2 săptămâni, cred că la 2 zile, după acel meci din ultima etapă, Vaslui Steaua 04, meci în urma căruia Steaua câștiga campionatul. S-a vorbit foarte mult, la câteva zile după aia Porumboiu te-a vândut pe tine și pe Vali Badea pentru 1.400.000 de dolari, de euro, parcă, sau de dolari, la Steaua. Inclusiv Porumboiu a spus că jucătorii au stat pe burtă la meciul ăla. Ce s-a întâmplat? Ce ți-aduce aminte? Tu n-ai jucat în meciul ăla și mă întrebam de ce, pentru că ai jucat în toate meciurile și în ăla brusc n-ai mai jucat. Da, meciul acela n-am mai jucat, am fost suspendat, am luat galben la Bacău pe ultima etapă. Fii sincer, l-ai luat intenționat sau nu? Nu intenționat, nu, că chiar am și filmarea, mă mai uit la meciul cu Bacău. Eu mă gândeam atunci cum a putut da drumul acel arbitru la acel meci, pentru că la Bacău era inundat terenul. Așa. Doar de porțiuni era foaia pe care sărea mingea. Da. Și am stat cam 45 de minute, dacă nu mă înșel, dacă mi-aduc bine aminte, 45 sau o oră până au mai venit cei de la stadion și au mai dat apa de pe teren. Era o apă foarte mare. Ok. Și eu ca fundaș eram predispus că, na, aluneca, e o alunecare pe un teren impracticabil, era posibil. Nu, n-am luat intenționat, nu, chiar nu aveam nicio de asta că plec la Steaua, nu știam dinainte. Eram cu, să vă povestesc exact, eram cu soția, m-a sunat domnul Meme și eu credeam că sunt colegii care fac mișto de mine. Le făceam la telefonul. Așa? Ce zici? Și da, eu ziceam, a, ok, nu, da, hai mă, lăsați vrăjeala, și închideam telefonul și m-a sunat de vreo 2-3 ori. Că, băi, eu sunt copile și asta, eram cu soția, chiar ajunsesem la proiect, vreau să plecăm în vacanță la Poiana Brașov. Ok. Și că sunt colegii care fac glume, da, că mai făceam între noi. Și meciul acela, nu știu, eu am stat în cantonament cu echipa, nu, eu nu, au fost anumite discuții, dar nu, eu nu am știut nimic, dar și nu. Au fost mai buni în meciul acela. Eu, noi eram poate și relaxați, ne salvasem deja de la meciul cu Bacău și poate că și relaxarea asta a dus la acel rezultat. Tu în momentul ăla aveai un sezon, două, nu, erau câte sezoane? Un sezon, de fapt, de Liga 1 la Vaslui, după ce ai avut un singur meci la Petrolul, debutul în Liga 1 l-a avut să la Petrolul, după care ai jucat 1, 2, 3 sezoane în Liga 2.
Liga a doua la Vaslui, deci da. Deci aveai puțină experiență totuși în Liga 1 în momentul ăla. Bine, aveai și 24 de ani, 23 de ani. Da. Cum a fost trecerea? Ce-ți mai aduce aminte? Primul contact cu clubul ăsta, care era în momentul ăla cel mai titrat club din România. Nu știu ce să spun. Deci, când am ajuns la București, am făcut vizita medicală total diferit față de cum se fac la cluburile din provincie. Adică, acum s-au mai modernizat lucrurile, dar atunci noi făceam la o clinică aici bună, la Iași, da? Dar controle mult mai amănunțite. Că eu în perioada aia exact aveam beam cola, da. Și când am spus la Steaua, mi-a zis că să las mai ușor cu cola, că nu e foarte bună pentru noi și da, ar trebui. Te-au întrebat sau le-ai spus, sau se vedea că bei cola cumva? Da, nu, se vedea, cred că la anumite analize s-a văzut, cred că la cea de picat a zis că ce faci, fumezi? Și zic, nu, niciodată în viață n-am fumat tentat. I-am zis, mai beau cola, într-adevăr. Mai beau cola însemnând cât? Ce însemna că mai beau cola? Cam 2 litri pe zi. Destul de mult. Dacă era Gică Hagi antrenor, nu te lua niciodată cu 2 litri de cola pe zi să bei. Același lucru și domnul Ionel Ganea, care l-am avut antrenor la Călăraș. Așa? La fel, în perioada aceea, la Călăraș era un oraș super micuț și aveam doar campandul și unde stăteam noi la cantonament cu toți băieții. Și la fel, dânsul se mai plimba prin oraș și ne vedea cu sacoșele și oprea mașina și ne controla sacoșele. Și dacă aveam câte o doză de cola, o lua și o arunca pe stradă. Ce ți-am zis? N-a fost voie, că nu e bună. Deci te-ai întors după Steaua, te-ai întors la obiceiul cu cola totuși? Nu, acum chiar, că acum doar așa de o poftă mai am, câte o două sau o lună de zile, nu mai. Bun, deci cola a ieșit la analizele făcute profesionist, ai semnat, doar că era într-o postură rea în momentul ăla, pentru că aveai în fața ta Ghionea, Goian, care erau fundași de națională, mai era și Baciu adus de la Bacău. Da, Rădoi, care era și capitanul echipei și juca pe toate pozițiile. Da. Și Bari, m-ai spus și tu. Da. Da, într-adevăr, dar eu venisem de pe un trend ascendent la Vaslui. Eram capitanul echipei, dădusem vreo 8 goluri, dacă nu mă înșel, în campionatul la 7 sau 8 goluri. Au mai fost și alte discuții, pentru că domnul Mircea Rednic, care, păi, sunt recunoscător, dânsul m-a înaintat ca și capitan de echipă la Vaslui și până să plece, dânsul mi-a spus că, copile, poți aștepta și un telefon de la mine. Așa. El fiind atunci la Dinamo venise, nu? Sau? Anterior, dânsul semnase cu Dinamo, exact. Așa, exact. Dar n-a venit telefonul ăla de la el. Nu a venit în timpul, a venit domnul Meme Stoica, a venit mult mai rapid. Da. Și ai ales? Și am zis, am ales Steaua, FCSB-ul de astăzi. Dar zi-mi o chestie, e adevărat, am citit undeva în dimineața asta, că tu și Badea, deși ați plecat împreună de la Vaslui, erați colegi și ați ajuns împreună la Steaua, în momentul ăla nu prea vă vorbeați pentru că vă întărâtase Rednic unul împotriva altuia. Acum am mai făcut și cu mulți alți jucători și au recunoscut oameni aici în emisiune. I-ar fi spus lui ceva de tine, ție ți-a spus ceva de el și voi erați un pic... hai nu să spunem dușman, dar erați un pic în... Nu prea vorbeați, asta e ideea. Porumboi a povestit asta undeva, am citit. Da, dar nu vorbise de noi. Au fost alte treburi. El era Badea era un tip mai așa, mai răzvrătit, mai cum îi zic așa, cu capul în cer, așa. Da. Nu, eu n-am avut nicio discuție. Cel puțin nu jucam pe aceeași poziție și n-avea de ce Dar era o chestie de influență în vestiar, că ție, uite, lui Panait îi spunea că Badea nu-l mai suportă, că Badea face pe șeful în vestiar, tu fiind capitan, iar lui Badea îi spunea la fel, că tu nu-l mai suporți pe Badea și că faci pe șeful în vestiar. Nu a fost problema la așa ceva. Nu, eu n-am auzit. Chiar nu mi-e
spus domnul Rednic, nu mi-a spus niciodată asta de Vali Badea. Ah, ok. Poate au fost niște discuții poate cu el. Porumboiu, da. Da. Mm-hmm. Probabil. Dar eu îi sunt recunoscător domnului Mircea Rednic, ți-am spus, da. Pentru că m-a avansat și în postura de capitan, în care în echipă erau jucători cu foarte mare experiență, cum este domnul Ionuț Badea, Dan Lăcustă, Sorin Frunză, care ulterior au plecat la Urbiceni, la Rapid, care erau jucători care erau mult mai vechi ca mine la Vaslui, cum a fost și Vali Badea. Da. Vali Badea era înaintea mea. Când am ajuns eu la Vaslui, i-am găsit aici, pe Vali Badea, pe Sorin Frunză. Uh-huh. Cum era Ionuț Badea? Tot așa cu cărți? Savant, filozof, cum e acum? Da, chiar am stat cu el în cameră, o poveste, era un cantonament la Huș, ne ținea pe noi la un hotel. Da. Și am stat cu Ionuț în cameră și la fel, avea pe noptieră cărți citite și eu, fiind copil, mai mă puneam, băgam picioarele sub pat și mai făceam niște abdomene, știi? El s-a oprit din citit și mi-a zis: Bogdan, vezi că nu e ok, tu ești foarte înalt și trebuie să faci mult mai ușor mișcarea și mult mai... Așa. Și zic, da, eu mulțumesc, ce are. Eu eram să fac și ceva suplimentar asta și el a oprit din cap, mi-a trag atenția, vezi că nu e ok, că tu ai masa musculară și asta și trebuie să faci mult mai lent și nu te mai grăbi și asta. Ai văzut? Chiar, da, chiar am avut sfaturi foarte bune. Eu chiar aveam o relație foarte bună cu Ionuț. Acum, de când a ajuns antrenor, n-am mai vorbit, dar când eram jucători împreună, el venise de la Dinamo, foarte multe sfaturi de la el. Era un profesionist desăvârșit și el și Dan Lăcustă, ambii din Pitești, dacă nu... Da, da. Foarte. Dan, la fel, un jucător, Dan Lăcustă, un jucător care a fost pe la Sheriff Tiraspol mult timp, că tot a fost meciul acesta cu Paru Sheriff. Și la fel, un profesionist desăvârșit. El a stat foarte mult la Tiraspol, am impresia, dacă nu, vreo 5 ani cu Motroc. Da, Moldova. Da. Dacă nu mă înșel. Și cu, am înțeles, și cu Florescu, George. Da. Și era și Motroc acolo când a fost el. A, exact. Că după aceea și eu am ajuns. Dar tu ai fost la FC Tiraspol. Am fost la FC Tiraspol, exact, dar era același patron. Da. Și aceeași bază sportivă, ne antrenam cu condiții extraordinare. Deci un patron deci avea condiții... două echipe în prima ligă? Da. se întâmpla în tranziție. Dar o să ajungem acolo. Stai așa un pic, stai să terminăm cu vestiarul FCSB, Steaua, cum era atunci. Care a fost impactul cu vestiarul? Deci un vestiar foarte greu, dar oameni de caracter. Deci au fost moldovenii mei, că mă intitulez și eu moldovean, că sunt de vreo 10 ani pe aici. Era Boian, Lobin, Baciu, după aceea Cornel Cernea, care fusese cu mine la Petrolul și ne cunoștea. Ceilalți cu mare experiență, cum era Petre Marin, Ovidiu Petre, Ghionea, Nicolae Dică, Mirel Rădoi. Ai luat botezul vestiarului sau nu l-ai luat la Steaua? L-am luat, dacă mi-amintesc, l-am luat în Olanda, la Mierlo, făceam noi cantonamentul cu atunci, în perioada aia cu Oli. Așa. Permiseți, dar la fel, un antrenor extraordinar. Și cum a fost, cum a fost botezul la Steaua? Cum se face, cum se făcea pe timpul acela, cu papuci, cu prosopul ud, cu astea. Dureros. Dacă știam o melodie, văd că acum e la modă. Asta cu melodia era partea civilizată, partea cu prosopul și cu șlapii la fundul gol era o barbarie. Da, era o barbarie, dar era în vestiar, nu era poate chiar așa tare să... Să fac un mișto, să te vadă, să astea. Da. Că totuși colegi și atunci în vestiar ne respectam, părerea mea. Acum în vestiar, am mai fost în vestiar cât am până să termin cu fotbalul. Acum, tinerii din ziua de azi nu mai au respectul care, nu știu, parcă
respectul care îl aveam noi. Pe când am intrat atunci, bine, noi veneam de la o echipă mică, de provincie. Dă-mi un exemplu fără nume, ca să înțelegem, că tot discutăm despre comportamentul tânărului fotbalist român, ca să înțelegem de ce nu mai reușește el. Dă-mi un exemplu, poate fără nume, ca să nu-l, nu știu, să nu-l expun. Da, copii care, de exemplu, ultimul club la care am fost eu aici, la Sporting Junior, sunt copii, au fost copii foarte talentați, vicecampioni la juniori, da? Dar ei nu înțelegeau că au crescut și acum suntem la seniori. Da. Și tot primordial pentru ei erau ce salariu îmi dai, freza, cum își face Cristiano Ronaldo freza, zic aici un exemplu, da. Cât mai puțină muncă, care pe ta mea stătea mult, eram poate mulți... Ziceau că ăsta poate să lingușește, stă pe aici după antrenament. Nu, rămâneam după antrenament, dădeam pase lungi să am o lovire cât mai bună a mingii, făceam puțină forță pentru că eram foarte înalt și îmi trebuia la contactele directe. În ziua de azi, rar mai vedem un jucător să rămână după antrenament. Vorbeam? Da. Și asta, cauza asta stagnăm un pic, dar... Să știi că talente sunt. Sunt talente în toate orașele. Sunt și nu ducem lipsă de așa ceva, dar nu știu dacă poate sunt generații schimbate. Noi am fost mai, cum ai zis și tu, cu zbirul, așa, mai eram tras și de ureche la școală, mai o linie la palmă, dar nu ne duceam la părinți, vai că m-a bătut, că dacă mă duceam la tata, poate mai îmi dădea și el una după cealaltă. Că sigur ai făcut ceva greșit dacă ți-ai luat bătaie la școală. Da. Ceva. Așa da, era da. Mentalitatea, da. Vorbeai despre trenuri. La un moment dat vorbeai despre trenuri ratate, trenuri importante în carieră, atunci când a fost discuția legată de un transfer în Polonia. Însă Steaua, cred că a fost cel mai mare tren din cariera ta. Ai semnat pe 5 ani și ai stat totuși foarte puțin. Iar media a scris atunci, la un moment dat, nu știu, după vreo două luni, în octombrie, cred că s-a scris, 2006, că Olăroiu e foarte supărat pe tine că ai ieșit la băutură cu Carlo și cu Cernea. Și că din momentul ăla a vrut să te trimită la echipa a doua. Ce s-a întâmplat? Da, a fost un incident. Eu eram în apartamentul în care mi-l închiriase echipa și fiind prieten cu Cernea, da? El m-a spus la o oră mai avansată și mi-a zis să mă duc să-i iau de la... un anumit bar pe acolo. Da. Și eu am picat exact cum era în momentul nepotrivit. Am mers cu mașina, am coborât, m-am dus să le zic că am ajuns să vină, da. Și eu am picat că am fi fost și eu cu el. Dar asta e, mi-am asumat. Cornel i-a spus lui Oli că așa a fost... Nu am mințit și nu, chiar nu am asumat asta, da, m-au chemat, am fost să mă duc să-i iau și am picat și eu. Dar cum cine te-a văzut? Cum de ai fost văzut? Cine te-a zărit? Anumite poze, nu știu, erau multe persoane la gard, multe persoane prin zona respectivă și ne-au băgat pe toți în aceeași oală, dar nu era, poate au exagerat un pic. Ok. Deci n-ai rămas nici măcar pentru o sticlă de bere cu ei? Nu. Eu am fost doar dacă conduceam, m-am dus cu mașina. Da. Și Olăroiu ce ți-a zis? Că bănuiesc că te-a convocat la o discuție. Da, că am fost. După aceea a cerut părerile și lor. Inițial ai avut dreptate. Inițial a zis să mă duc la echipa a doua, dar după o săptămână mi-a zis că să vină înapoi. Pentru că a vorbit cu Cernea, cu Carlos și... I-a spus despre ce a fost vorba și cum s-a întâmplat. Ei erau de cursă lungă. Înțeleg că la un moment dat, ca să scape de paparații prin București, se ducea undeva la țară. Îl ducea Cernea pe Carlos undeva la o discotecă de asta prin jurul Bucureștiului, ca să nu-i mai vadă lumea. Și stăteau acolo și... Cernea ne-a povestit la emisiune acum, nu știu, anul trecut, cred că. Da, probabil. Eu am stat
când stăteam în cantonament, că mai ne ținea și eu din cantonament bine, o seară înainte, să fim cu toții, să fim uniți. Eu chiar am stat cu Carlos în cameră și cu Vasilică Cristocea, dacă vi ați da, de la DCT. Da, cum? La fel, un băiat extraordinar și nu era, adică stătea mult pe laptop, cu asta, nu... Cine, Carlos era... sau Cristocea? Carlos. Păi avea admiratoarele, cred că îi scriau admiratoarele și de aia era. Probabil, nu puteam să ne uităm noi. Eu eram prea mic, el era deja... Bun, de ce ai plecat totuși așa repede? 5 ani de contract, ai plecat după 6 luni. Da, în perioada aceea la Steaua cu Oli, nu am ce să reproșez, dar eu venisem după, ți-am zis, un trend ascendent, făcusem un campionat foarte bun, cu multe goluri, ajunsesem acolo, eram conștient că dacă unul dintre colegii mei, ori Dorin Goian, ori Mirel, n-are o ofertă să poată pleca, mi-e greu să joc, pentru că erau atunci și în angrenajul echipei naționale. Uh-huh. Și mi-era foarte greu să eu mă antrenam foarte bine, eram și am zis la un moment dat, stau o perioadă și am jucat doar, cred că, dacă nu mă înșel, vreo 3 meciuri sau 4 la Steaua. Dar oficial Faru, ai jucat cu Faru și nu știu dacă ai mai jucat în Liga. Da, am mai jucat nu știu ce meciuri cu Buzău, în cupă. A, în cupă, da. Parcă cu Poreg Brașov am mai fost. Da, și zic, uite, eram tânăr, să zic. Nu chiar tânăr, dar aveam 23-24 de ani atunci. Da. Am zis, trece timpul și mă uită lumea. Mă gândeam. Eu eram, jucam meci de meci, eram mereu în prim plan. Aveam meciuri, aveam satisfacția că sunt pe teren. Și zic, aici, chiar dacă e o echipă foarte mare și chiar dacă situația financiară era foarte bună, adică nu puteam să reproșez nimic. Da. Dar nu aveam satisfacția că joc. Pentru mine asta era important. Să fiu acolo pe teren, pe dreptunghi, pentru că mi se părea că trece timpul și nu scad nivelul. Da. N-ai mai avut răbdare. Trenam cu niște jucători extraordinari. Mă gândesc acum, l-am avut coleg pe Siril Tereu. Da. Care l-am văzut pe la Udineze, un jucător extraordinar. Nu am, pentru mine a fost un exemplu. Era uscat ca mine, dar o știință a jocului și o viteză și un joc de echipă extraordinar. M-a încântat, care eram copil, venisem de la Ploiești, făcusem junioratul la Ploiești și după aceea continuasem la Vaslui aici în Liga a doua și 2 ani de Liga a întâi. Dar nu văzusem un jucător ca el. Bine, străin mă refer, da. Că așa n-aveam ce să reproșez lui Mirel Rădoi sau lui Goian, Ionea, Dică, care la fel. Cum era Rădoi în vestiar? Înțeleg că era omul cu amenziile, era destul de zbiriel în vestiar. Era, dar era pe bună dreptate, adică aha, era un club care nu se putea fără asta să ai un lider în echipă. Uh-huh. Trebuia să fie, dar erau cu jucătorii, adică nu avea nicio altă altercație cu băieți din echipă, nu. Eu m-am întâlnit, cred că acum vreo 4 ani, da, eram la Metaloglobus. Mă luase Bogdan Andone, da? Și să mă duc la Felix Grigore să mă înregistreze la Liga a doua, ultima perioadă. Da. Și era Mirel, ieșea din parcare cu mașina și eu tocmai coboram din mașină. Și nu mă așteptam să mai mă recunoască. A coborât și m-a salutat. Asta denotă caracterul și tot ce băiat a fost. M-a recunoscut și mi-a zis ce fac, mi-a zis pe nume, am crezut că m-a uitat, că nu mai mă știa pe mine. Aia, Bogdan Panaid de la Ploiești sau care a fost de la Vaslui. Da. A coborât mașină și a întins mâna și a zis ce faci alea. Zic, eu i-am zis o glumă, în spirit de glumă, zic, vai, dar ce ai albit. Deci o să vezi și tu dacă o să fii în domeniu ca antrenor și asta. Ai era selecționer, erai la federație, v-ați întâlnit la federație când erai selecționer.
fotbal, da, da, da. Nu prea ai ieșit, din păcate, la... Nu prea ai ieșit cam pe nicăieri până acum. Așa este, dar eu zic că e o să fie un antrenor bun și e foarte pasionat. Mie îmi place cum gândește, dar poate pe viitor o să iasă. Înțeleg că totuși are niște de-astea... E un pic paranoic să nu se întâmple lucruri în spatele lui, să nu vorbească lumea. Cred că era așa și ca jucător, capitan. Era un pic în vestiar să țină totul sub control, să nu cumva să spună unul ceva, să nu facă unul ceva, să nu... Adică cred că de undeva vine treaba asta, din spate. Eu nu știu de unde vine, dar eu îi țin pumnii, pentru că okay. A fost cu băiat extraordinar. Interacțiunile cu Becali cum au fost? Sau au fost? Au fost câteva, da, au fost câteva. Povestește-ne ceva. Era, la un moment dat, a venit în vestiar și cu domnul Mihai Stoica și nu ne cunoștea pe toți. Și, nu știu, era, cred că, un copil care se mai antrena cu noi. Da. Și l-a întrebat, dar cine ești? Da. Și după aia, da, era în vestiar. Dar la domnul Olăroiu... Era o comunicare foarte bună între domnul Lăroiu și domnul Gigi Becali și Meme Stoica. Poate atunci pedagogia asta domnului Lăroiu a dus către performanțele care au fost atunci. Deci nu era deranjat, era prietenos cu el probabil ca ton? Exact, exact. Foarte prietenos și avea argumente. Și aha. Tot timpul a explicat și argumentele în care... spunea tot ce era de spus. Și nouă, ca jucători care poate eram câteodată nu prindeam primii 18 sau eram pe bancă, ne explica și te făcea să crezi că e ok, dar a fost alegerea dânsului să joace cu respectivul jucător. Uh-huh. Pentru că era foarte... Dacă intrai în birou la domnul Olăroiu, televizoare și tot felul, foarte, foarte informat din toate punctele de vedere. Dar pe vremea aia nu se făceau prezentările la reședința lui Becali din Alea Alexandru, nu? Nu mai țin minte. Ați fost prezentați undeva în fața stadionului, din câte mi-aduc aminte. Da, nu, noi am fost în prezentații în birou la vechiul Ghencea. Ah, ok, da, așa. Da, n-ați fost la Jilț, unde sunt acum privilegiați tinerii? Nu, care... Noi, cu o zi înainte, ne întâlnisem cu doctorul echipei, am fost la o clinică care era atunci parteneră, cred că și acum este, cu FCSB-ul. Așa? Și am făcut picală și de-abia după aceea, a doua zi, am mers la vechiul Ghencea, da, la vechiul Ghencea și am semnat contractul la biroul domnului Becali. Aha, și era domnul și domnul Valia Răgăseală era acolo. A, Becali n-a fost când ați semnat. Ba da. Pentru că, băi, tată. Da, ăsta e cel mai rău și, cum a spus, cred că au fost filmările, ăsta o să fie viitorul fundaș când pentru el m-am decis în 2 ore maxim, pentru că am vorbit cu Porumboiu să-l iau și pe el. Că el îl vrea... Expre pe Vali Badea. Da. După aceea a fost acest... Pe tine m-am decis să te iau în ultimile 2 ore și cred că am făcut o alegere bună. După care te-a dat la schimb cu Croitorul. Ai plecat la schimb cu Croitorul de la Steaua. Cred că la schimb, eu nu știu de schimb. Eu știu că imediat după aceste 6 luni când am fost, eram la fel în vacanță și venise domnul Porumboiu și era atunci la Vaslui domnul Viorel Hizo, antrenor. Așa. Și țin minte că în vacanță cu soția și a venit la hotel la mine să-mi propună un nou contract, să vin înapoi. Hai, te rog, vino și... vino înapoi că avem nevoie de tine și tu ai fost... un lider la noi și mă gândeam foarte bine pentru că mai aveam contract cu Steaua și probabil puteam pleca și la altă echipă, dar am zis să mă întorc pentru că aici m-am simțit bine și la fel, nu am ce să-i reproșez domnului Porumboiu, cum spune dânsul că el m-a făcut fotbalist. Așa. Da, că mai ne întâlnim la câte o cafea și acum și
Eu te-am făcut fotbalist și astea. Da, Neadi, eu recunosc. Am fost tot timpul recunoscător tuturor persoanelor care mi-au fost alături și mi-au dat încredere. Atitudinea ta a fost schimbată la întoarcere? Pentru că citeam prin presă, au mai apărut informații că la un moment dat te-ai certat și cu Hizo și cu Dorin Munteanu, că oamenii din club vorbeau, mă rog, nu asumat, povesteau că ți-ai schimbat atitudinea și că erai un pic așa, cu nasul pe sus după ce te-ai întors. Nu, nici vorbă. A fost o jumătate de sezon după ce am venit de la Steaua, pe CSB-ul de astăzi, în care s-au auzit se vorbe că domnul Gigi Becali vrea să mă ia înapoi. La meciul direct cu Steaua ne-au bătut 1-0 parcă la Vaslui. Am avut vreo 3-4 ocazii din lovitură liberă. Era portarul atunci la FCSB Andrei sau da, brazilian. Da, brazilian, da. Uh-huh. Și știam că avea probleme la șuturile de la distanță și tot încercam. Și da, după meciul acela s-auzea că, vă Doamne, vrea domnul Gigi să mă ia înapoi. Da. O, nici vorbă, pentru că am avut un grup unit și aici. Dar domnul Hizo, la un moment dat, mă folosea și pe o altă poziție, pentru că mai erau jucători foarte tineri, poate care pentru... Bine, nici eu nu eram bătrân. Da. Dar venise de la Mardare, dacă îl știți, da, de la Bacă. Da, da. Și era un puști care nu mai... știu acum nimic de Andronic, care juca fundaș central, era un băiețel după la Suceava. Uh-huh. Și jucai fundaș stânga sau ce jucai? Nu, mă băga la un moment dat prin banda dreaptă, țin minte la un meci cu CFR Cluj, m-a băgat un mijlocaș dreapta, nu știu ce străin era la CFR și îmi zisese să fac un marcaj mai sever la el. Dacă nu, Manuel Jose sau nu știu ce, mijlocaș central, da. Și îmi zisese să stau foarte aproape de el și la un moment dat, normal că e un alt efort ca mijlocaș decât ca și fundaș central care și la un moment dat, prin minutul 70-75, i-am făcut semn că nu mai pot, zic că am alergat după ăsta de vechi. Zic, nu mai pot. Păi, pe cum nu mai poți, că era tu ăsta care ziceai că alergi și că nu știu ce. Zic, da, dar e o poziție nouă pentru mine. Poate nu mi-am dozat bine efortul. Asta cu Hiza. Dar cu Dorinel, cu Dorinel înțeleg totuși că ai avut o discuție în cantonament în Austria în 2007, scria presa atunci. Da, nu vreau să povestesc pentru că îl respect foarte mult pe Dorinel, un antrenor foarte bun. Da, a fost o discuție, făceam un joc școală, un antrenament, da. Și dânsul încă mai juca la Vaslui, ca și jucător și antrenor. Și la un joc școală eram doi fundași centrali, eram eu, dacă nu mă înșel, și în stânga, dacă nu, chiar Mardare, da. Și dânsul juca mijlocaș defensiv în fața noastră. Da. Și nu i-am pasat dânsului. Am văzut o altă soluție. Asta. În timpul antrenamentului. Am văzut o altă soluție și a oprit jocul că tu ai ceva cu mine, nu vrei să-mi dai mingea. Și am rămas puțin așa, na. Nu cred că s-a procedat cum trebuie. Și de atunci și am zis, păi nu, dar am văzut altă soluție. Taci din gură, ieși din antrenament și... Nu știu, a fost o discuție așa, nu știu, poate forțată, okay. Care a... Ai simțit că era cumva căutată, forțată cumva discuția? Exact, era căutată pentru că imediat am ieșit din antrenament și lângă terenul nostru era Emma Dolha. Da. Țin minte că m-am așezat jos și am stat lângă el și zicea și el... Pă ce s-a întâmplat, că și el era atunci la echipă din Polonia. Așa. Și el a auzit din presă că era o echipă din Polonia care... Era interesant era de tine. Da, da, da. Și el m-a scos din antrenament și au fost niște discuții. Atunci, după aceea, am ajuns în România, la fel, la același hotel în Huși, care stăteam. Da. Era prima etapă, cred, și noi veneam cu 2 ore înainte de meci. Venea autocarul la Puș acolo și ne lua în autocar. Dânsul stătea pe prima banchetă, da. Și era primul meci al campionatului. Dacă nu mă șer, cu UTA am făcut 2-2 la Vaslui.
Și eram 19, lua tot timpul cu unul în plus, că cine știe, se întâmplă ceva, la jucători e rău și am plecat de acolo și era primul meci în care au venit părinții mei la Vaslui să i-am invitat să vină. Da. Erau pe drum, erau aproape de Vaslui și mi-a sunat telefonul în autocar cu 2 ore înainte de meci. Da. Și am răspuns, erau părinții că să mă întrebe unde mi-au lăsat invitațiile, la cine, ca să-și ia invitațiile să intre, că eu nu mai puteam lua legătura cu ei. Uh-huh. Și el s-a întors de brusc după primul scaun și s-a uitat, m-a văzut că vorbesc la telefon cu 2 ore înainte de mine și m-a scos din loc. Și părinții tăi veniseră să te vadă. Exact, eram al 19-lea și m-a trimis. Da, era, probabil că era și totuși o regulă. Ia să vedem, cred că s-a întrerupt. Încercăm să te sună Dorinel Munteanu, să nu mai vorbești. Apropo, Dorinel Munteanu i-a zis Florentin Coman, nu Florinel Coman. Stai că s-a întrerupt. Dacă poți să mai apleci un pic ecranul, că e foarte mult spațiu deasupra capului în momentul ăsta. Dar bănuiesc că era o regulă, n-aveai voie să vorbești la telefon în autocar, nu? Nu știu dacă era regula asta, că alții vorbeau poate după perdea și asta, dar eu... Mi-am sunat, până la urmă erau părinții mei, erau cu 2 ore înainte. Stai un pic, mai apleacă un pic, e foarte mare spațiu. Stai, încă un pic doar, să rezolvăm treaba asta. Așa e bine? Ia să vedem. Da, e perfect, acum e bine. Așa. Da, și erau părinții mei, adică mi-am sunat, erau 2 ore înainte de meci și mă gândeam la meci, adică era cu gândul la meci, nu eram în altă parte. Da. Și n-am înțeles asta, m-a scos din loc și după aceea asta a fost problema cu el. După aceea, următorul meci, ei au făcut 2-2 acasă, așa a fost să se întâmple. Și următorul meci am avut cu Dinamo și joc titular și mă pune și capitan de echipă. A, deci n-a avut totuși ranchiună contra ta. Dar poate asta a fost, nu știu... Părinții tăi au mai venit la meciul cu Dinamo? N-au venit la meciul cu Dinamo. Cu Dinamo a fost pe Ștefan cel Mare. A fost în București. Da, am câștigat și a fost ok. Dar asta a fost cu Dorinel Munteanu. După aceea a venit la echipă Viorel Moldovan și atunci au venit toți străini. Da. Subar, toți mulți străini. Și de atunci eu am plecat la împrumut la Poli Iași cu domnul Grigore. Țin minte că dânsul mă sunase și era, dacă nu mă înșel, antrenor, Dumnezeu să-l odihnească, Ionuț Popa. Da, Dumnezeu să-l odihnească. Cum era Ionuț Popa? Povestește-ne ceva cu Ionuț Popa, era figură mare de tot. Exact, nu știai când, asta era problema, nu știai când vorbește serios sau glumește. Așa. S-a cazul ăsta, deci un om care n-avei cum să te superi, n-avei cum să te superi, chiar dacă Dumnezeu să-l odinească, un om mai rar. Avea un client la Iași, pe Bâlbăl avea el client. Pe Ionuț, da, că venise cu mașina poleată cu aur. Da, exact, a zis că își poleiește și el mașina cu aur, dacă Bâlbă și-a poleit-o, își poleiește și el. Exact, dar dânsul nu mergea cu avionul, din câte mi-a dat aminte, parcă nu mergea cu avionul, iar dânsul făcea toate deplasările cu mașina proprie. Da, era cu teamă de avion. Da, era cu teamă de avion, da. Dar a fost o perioadă foarte bună. După aceea, nu știu, a venit parcă, dacă nu mă înșel, în iarnă, sau până în iarnă, a venit domnul Ionuț Negoiță, care, la Iași. Finanțator? Da, cu domnul Anghelache, că atunci nu știu ce a fost cu echipa cu Iașu. A făcut o fuziune pe timpul acela cu tricolorul Breaza, nu știu. Aha, așa, da. Cum se făcea în fotbal și se mai fac încă în fotbalul românesc. Vezi farul, viitorul, așa. Vremea aia așa era, nu știu, parcă așa, că era domnul Anghelache, care domnul Anghelache din zona mea și el era atunci la tricolorul Breaza. Da. Și el conducere la Iași, ceva de genul, că au fost un mix de jucători, adusese niște jucători de la Ploiești, care eu îi cunoșteam, de la Breaza. Uh-huh.
junior în mare măsură, da. Și după aceea a venit în iarnă, parcă țin minte că l-a adus pe domnul Adrian Falu, antrenor, la Iași. Povestește-mi un pic de la Tiraspol, că văd că în 2011 în 2010 ai ajuns la Tiraspol după Iași. Da. Cum a fost experiența? Foarte mulți au povestit, domnule, a fost o experiență pentru că patronul era extrem de bine protejat, avea bodyguards. Era un tip care interacționa rar cu noi, dar când interacționa era destul de dur sau, mă rog, era reproșa lucruri. Când mai venea prin vestiar, reproșa lucruri. Cum l-ai perceput tu pe Gușan? Eu nici în perioada un an jumate nu l-am văzut. Niciodată. Probabil că era mai preocupat de șerif de prima echipă. Exact. Avea pus un președinte aici, aveam un alt președinte noi, dar cum se ziceau băieții, era un om foarte dur, nu știa el. Când venea și la meciuri, veneau cu 3-4 mașini plimbate, da? Nu știa în care e. Tot timpul era în altă mașină. Da. Nu știu de ce. Păi dar, da, nu știu. Intra în bază acolo și avea un respect, v-am zis-o. Cred că știți, cred că ați făcut reportaje în baza aceea, ce bază era șerif. Ne antrenam pe unul dintre terenurile de acolo, nu știu, foarte, foarte, foarte bine. Dar când ieșeai din bază, trebuia să-ți asumi și să nu depășești, cred că, ora 10, 10.30, pentru că toată baza era păzită, cu arme, cu tot, aveam... Era... La timpul ăla era o zonă, nu știu, nu prea sigură. Păi cred că nici acum nu e foarte sigur. Da, mai ales acum cu războiul, cred că da. Da, cred că da. Exact. Eu am trăit o perioadă bună și acolo. Au fost și niște discuții să plec la o echipă din Ucraina, dar m-am accidentat exact după aceste discuții, m-am accidentat stupid la un început de pregătire prin ianuarie. Făceam pe terenul sintetic cel acoperit, pentru că era foarte frig. După ce făcusem partea fizică, antrenorul să facem un joc cu o poartă la jumatea terenului și poarta mare, și dar doar cu ieșirea la jumate, fundașii să iasă să nu să facem tot un antrenament cam fizic, știi? Da. Și să mă opresc, mi-a fugit toată blezna și am făcut fractură de maleolă și am rămas înfipt în sintetic, n-am mai fost ca pe terenul de iarbă să alunece piciorul și toată greutatea s-a dus și a pomnit și blezna mea mi se ducea foarte, foarte mult. Wow. Bănuiesc, cât ai stat? 6 luni, cât ai stat? Am stat 6 luni de zile, dar au fost foarte ok. M-a operat la o clinică foarte bună de Chișinău. Ei au plătit totul. Dacă erai în România, erai mâncat, dacă ți se întâmpla asta, la vreun club mai mic. Mi-au plătit și salariile, tot ce aveam de primit și am reziliat contractul, dar am venit aici și am dat de un om extraordinar care acum cred că este la FCSB, Ovidiu Curti, cel mai bun kinetoterapeut. Okay. Care... Foarte mulți merg la el, așa e, toți spun de el că e extraordinar, da. Și eu l-am prins în perioada aceea, era la Mediaș. Da. Aveam un prieten foarte bun, care noi am jucat împreună la Petrolul, Ionuț Buzean, care acum e președinte la ACS Mediaș. Da. Mult timp am jucat împreună și mi l-a recomandat, am venit. Eu dacă eram prieten bun cu el, am avut oportunitatea să stau la el. N-am mai plătit decât pe Ovidiu l-am plătit, că era normal, făcea o muncă asiduă, antrenamente pe zi, unul la bazin, unul forță prin sală și seara mai ieșeam să dăm și să dau și piciorul minge, pentru că credeam că nu o să mai joc fotbal. Credeam că nu o să mai pot merge normal, la ce durere am avut și cum era piciorul la perioada aia. Dar datorită lui am putut juca și acum eu am acea tijă în picior și nu mai simt nicio durere. Nu am scos-o, dar mă simt foarte bine. N-am avut nicio problemă.
Mai povestește-mi un pic, povestește-mi cu Porumboiu, cum era un tip temperamental, vulcanic, care venea în vestiar la pauze uneori și făcea un iureș ca să trezească echipa. Undeva citeam că mai pălmuia și câte un jucător. Jucătorii puțin mai tineri, cu jucătorii care... A, deci pe aia bătrân nu-i pălmuia, îi pălmuia pe aia mai tineri, îi mai lua de... Da. Dar spune-mi o chestie, vreau să povestește-mi un pic, ceilalți ce făceau? Se uitau cu gura căscată? Ce făceau? Te uitai ca la spectacol, nu? Te uitai, totuși era domnul Adrian Porumboiu, dar nu era normal ce făcea, dar el credea prin atitudinea asta ne trezea. Da. Dar poate pe unii îngropa mai tare, cum să spune. Da. Dar e vreun moment, ai asistat la vreun moment în care cineva a protestat? Băi, stați puțin, domnul Porumboiu, sunteți patron, am înțeles, dar poate că nu e normal. Am impresia că, da, la, dacă nu știu, Urziceni. Da. Da, la un moment, la Urziceni. Da. La fel, am luat, la Urziceni era Dan Petrescu atunci. Așa. La noi, da, nu știu cine era antrenor la noi, dar la fel a intrat în vestiar. Mi-aduc aminte că îndoiei a luat atitudine și a zis, hey, stop. Aha, ok. Și așa, și a discutat cu el puțin mai aprins și după aceea s-a calmat și domnul Porumboiu și a ieșit. Probabil că și-a dat seama că a vorbit la cald și nu era... Cu Urziceni acasă, cumva, 0-2 meciul? Urziceni, ne-au bătut 1-0, dacă nu știu, el Bilașcu sau Onofraș a dat gol, chiar nu știu, 1-0. Era atunci și Sorin Frunză la ei. Și la noi era Cristi Hăisan, dacă nu mă înșel. Așa. Da. Cristi Hăisan, la ei mai era Iulian Apostol, dacă nu mă înșel, care a făcut Pădurețu, care mai era... Avea o echipă foarte bună, echipa aceea care cred că a luat campionatul în anul acela. Da, uite, dar n-ai jucat în meciul ăla. Nu am jucat, nu, eram în rezervă, de-aia zic că eu am asistat la asta pentru că am ajuns rapid în vestiar și a venit Val Vârteș și îndoie tocmai ce venea de pe teren și l-a auzit țipând și de atunci i-a zis, ei, ce e asta, că lasă să ne liniștim și ceva de genul a fost. Aha, o discuție. Ok. La cald, totul, da. Cred că Săndoi era antrenor. Da, cred că sunt doi, da. Da, uite, era Gheorghiu, cu Gheorghiu cred că a fost povestea, nu? Nu era Gheorghiu? Cu Gheorghiu, da. Că altcineva nu mai, uite, mai era Zmeu care era bătrân, mă rog, Andronic era copil, nu știu, Laurențiu Ivan, cine mai, cum era, Da, nu, erau mai în vârstă, Laurențiu Ivan, era de la Brăila, un băiat extraordinar, dar era mult mai mare și ca mine, cred că avea 3 ani peste mine. Deci probabil cu Gheorghiu a fost povestea. Probabil cu Gheorghiu, da, că noi aveam grupul de la Bacău, Răzvan Meagu, Gheorghiu, Mardare, da. Așa, mai eram cei vechi care eram eu, Vali Badea cât a fost, după aceea el a rămas, eu m-am întors înapoi, era venise în Doie, mai era de la Bacău, dacă nu mă înșel, Ștefan Apostol, fundașul dreapta. Ok. Da. Cu Ndoie povestește-ne ceva. Ndoie, ce să povestesc, era un... Eu prima oară când am venit, că asta era gluma noastră, că a zis-o și domnul Adrian, când a venit el, a rămas foarte sântiș că el a zis vârsta reală. Câți ani? 36. Și noi ne uitam mai câteva jera că era mult mai... arăta mult mai rău la față, în sensul că era... Așa. Și făceam câte o glumă, băi, te vanjera la a doua pereche de dinți, cum era la cai și de care 26 de ani. Și uite, ăsta, dar bine, el Ndoie crescuse, cred că mult, prin America, nu știu. Da. Și zic, uite la asta ce piele întinsă are și altfel și uite la mai. Dar el cât a zis că are? 26 a zis că are, nu? Sau... Da, 26. Bine, Tenvangera era calul de bătaie, înțeleg, cu glumele, cu vârsta. Da, un jucător. Pot să-l asemăn, cred că, cu Victoraș și Apo, care l-am avut coleg la Steaua. La fel, era un jucător care proteja foarte bine, făcea culoare pentru ceilalți colegi,
Nu era un jucător care ieșea el în evidență, dar un jucător muncitor și țin minte când a venit el prima oară, a venit și el să dea probe, vă dați seama. Așa. Și atunci a venit și eu înapoi de la Steaua. Și am avut un meci amical cu Viorel Hizo la Bârlad, dacă nu mă înșel, așa, cu echipa 3. Și eram Liga 3, noi eram pregătiți, era diferență de nivel. Și a dat maica atunci vreo 4. Și a zis, domn Viorel a zis, ăsta e, gata, am găsit cantul. Și a fost foarte încântat și după aceea chiar el a fost singurul jucător străin care a fost în componența lotului la toți antrenorii care au trecut pe la Vazului. Atât de bună era. Da. Foarte bun. Țin minte că și după aceea când urmăream echipa și când a jucat cu Lazio și cu ăsta era, făcea niște culoare și niște astea pentru Ada Hilton, pentru Wesley, pentru toți care ce jucau. Foarte, foarte un jucător util, un jucător de echipă. Povestește niște anecdote cu adversari direcți din Liga 1 pe care ai avut. Jucători buni, cu care ai vreo povestioară de pe teren, lucruri care nu se vedeau la televizor, chestii care, pe care le poți povesti dimineața asta. Aveam așa, când jucam cu, vă dați seama, nu mai ne trebuia motivație când jucam cu Steaua, cu Dinamo și la momentul acela la Dinamo aveau cei trei atacanți, Ganea, Claudiu Niculescu, Dănciulescu, da. Și la un moment dat era și l-am prins și pe Florin Bradu. Da. Cu Ganea, un el foarte, foarte aprin. Era venit atunci, bine, era pe final de carieră, dar totuși era o stâncă de om și tot încercam cu tertipurile noastre, mai un cot la o fază fixă, mai încercam. Și el tot spunea, băi copile, ușor, că te lovești, face el. M-a luat și când m-a sunat să merg la Călăraș, însă era antrenor la da. cu el. Și m-a sunat că, uite, mi-a zis, vorbise despre mine Vasilica Cristocea, știi? Da. Și zice, uite, mi-a sunat Vasilica, mi-a zis despre tine și că, ce, ai vrea să vii și alea? Dar zic că da, mare da. Aș face, aș vrea să vin la dumneavoastră, să lucrăm împreună, dar acum sunt, eram nu știu la ce echipă, pe la Timișoara, Caransebeș, mi se pare, mă sunase domnul Artip și zice, dar la ce, ai bagaje? Zic, nu, n-am bagaje, zic, eu nu pot să te ajut cu bagaje și tot cu glume și nu mă așteptam, că și eu eram un jucător poate vulcanic așa. Da. Când jucam, era foarte ambițios și nu-mi plăcea să pierd și știam cum este Ionel Ganea, dar m-am înțeles foarte bine la Călăraș cu dânsul. La fel, m-am pus capitan la echipă și am avut un sezon foarte, foarte bun cu dânsul. A fost atunci colegul Laurențiu Put, dacă nu mă înșel, Vali Alexandru, care e acum la Slatina, dacă nu mă înșel. Uh-huh. Atunci a fost vârful Vali Alexandru, a dat 25 de goluri, dacă nu mă înșel, da, în sezonul acela. Așa, scuze. Văd că l-ai avut și pe Panduru antrenor? Da. Cum era Pandi antrenor? Actualul analist TV, Basarab Panduru, cum era ca antrenor? Că, de fapt, știm cum era ca antrenor, dar povestește-ne tu un pic. Era foarte dur, dar el venise cu o mentalitate de Portugalia cu alergătura și noi știam cum a fost el ca jucător. El ca jucător nu prea îi plăcea alergarea și ne-a dus într-un antrenament pe la Vasca Tornei și ne-a alergat, și nu știu care, dacă, nu știu dacă Sorin Frunză sau Viorel Frunză i-ar fi spus, păi da, dar noi alergăm, dar dumneavoastră nu v-a plăcut alergarea, dar acum faceți total pentru când sunteți antrenor. Atunci a luat un big foc, dar un foarte, foarte cerebral. Da. Țin minte, atunci la echipă, pe timpul dânsului, am fost coleg cu Claudiu Răducanu, la dusese, da,
pe Claudiu Răducanu la Vaslui, Falemi, Nana Falemi, da. Era începutul și țin minte că am venit din cantonamentele astea, aveam și mulți străini pe timpul acela, adusese brazilieni, argentinieni, era primul sezon al nostru. În Liga I. În Liga I, am început cu primul meci cu Rapidul, țin minte că ne-au bătut 0 și am dat eu gol și mi l-a alurat. Pe motiv de offside, era Doha în poartă, da. Da. Și la ei era Asio, parcă Buga. Era juca Nivaldo, băiatul ăla adus de Rednic prin România, care nu știa să dea o pasă ca lumea, da. Care zicea că era singurul brazilian care nu driblează. Exact, exact. L-a lăsese de la Bacău. De la Bacău, da. Claudiu Răducanu, cum era? Cum a fost experiența cu el? Un băiat, nu știu, foarte închis. Noi stăteam atunci, în perioada aia, nu venise cu familia, stătea la hotelul Porumboiu în centru. Noi aveam deja apartamente cu chirie. Era un băiat așa închis, dar degeaba a jucat și la Espanyol și unde a jucat. Un jucător care nu ierta niciodată. Uh-huh. Deci când dădea gol 80%, dacă nu 90% din procente dădea gol. Cel puțin în care eu aveam niște execuții care rar am văzut și o plecare în sprint foarte, foarte, foarte bun atacant. Dar la noi nu s-a acomodat, nu a fost pe calapodul echipei. Poate că nici noi nu l-am ajutat suficient, nu știu. Întrebare. Care a fost cel mai amuzant coechipier pe care l-a avut în carieră? Da, băiatul cel mai pontos, cel mai în vestiar. Așa, Sabin Ilie. Da? Sabin Ilie, da. Era de tot timpul glume, nu conta că sunt antrenorii, că sunt astea, tot timpul glume. Îi plăcea tot timpul să aibă abdomen, să uita prin oglinzi. Ia uite frate ce abdomen și astea. Dar ca și execuții, la fel, un jucător care n-ai ce să spui. Era pe final de carieră, dar execuțiile și ea nu le-a luat nimeni niciodată. Îi dădeam centrări noi ca fundași, centrat, și făcea niște poarte și niște astea și tot îl pomenea pe Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin și s-a aruncat și făcea. Văd acum, ai văzut cu fratele lui, cu Adrian, la anumite emisiuni, cum povesteau, mi-aduceam aminte că chiar am stat cu el în cameră într-o deplasare. Cu Sabin. La fel. Da, cu Sabin Ilie, da. Am impresia că la Târgu Jiu, am avut un meci la Târgu Jiu. Și am stat cu el. Și la fel, să uita prin oglinzi, asta, tot timpul era așa mândru de el, să uita pe lângă el, asta. Dar un timp foarte haios și foarte bun coleg, da. Să spun. A avut și cu, cred că și cu el, așa, o ieșire, domnul Porumboiu, și i-a zis: domne, aici eu sunt Sabin Ilie, nu sunt copii aceștia care țipați dumneavoastră la ei. I-a răspuns, i-a zis-o în față. Exact, da. Și Porumboiu, cred că s-a înroșit tot, Da, clar. Dar erau discuții care, la timpul ăla, nici domnul Porumboiu nu era ranchiunos sau astea. Adică știa că se vorbește la cal, poate da. Deci, nu foarte bun făcut de noi. Trebuia să lăsăm un anumit timp să treacă și după aia să facem o analiză mai amănunțită. În cariera ta, care a fost fotbalistul, colegul care avea cel mai mare lipici la femei, la fete? Nu știu. În perioada aceea, nu știu, doar ce să știa prin presă, de la Steaua.
la Steaua, cred că atunci, în perioada aia, era Ovidiu Petre, care era cu fata aceea de la, nu știu dacă mai este căsătorit, de la formația de muzică, nu da, știu. Da, era cu o cântăreață, da, nu mai țin minte exact cum, da. Nu știu, sigur. Și Carlos, care... Carlos era cu toată lumea. Toată lumea, exact. În România. Bun, fii atent. Te mai întreb o chestie în final, că nu scap de întrebarea asta. De fapt, două întrebări mai am. Unu, ai jucat în vreun meci aranjat? Nu știu. Nu, nu s-a auzit nimic. Nu știu. Nu cred. Nu cred. Și în final, povestește-ne ceva, te provoc să ne povestești ceva. Un episod care te-a marcat în viața asta, a doua a ta, de pompier, om de intervenție în Ministerul de Afacerilor Interne. Dacă ai un episod pe care îl povestești, care te-a marcat, o chestie care ți-a rămas în minte, din experiența asta de 2 ani. Da, nu cred că e de spus. A fost la un accident rutier. Am ajuns și o persoană care era încarcerată să ceară ajutor, era într-o postură foarte, foarte, îți dai seama, la un accident și te marchează acolo doar tăria de sine așa să te duci să încerci tot posibilul ca acea persoană să fii tu în păcat că ai făcut tot posibilul să-l duci până la ușa salvării și după aceea să-l preia medicii competenți care știu ce într-adevăr ce să-i facă. L-ați scos pe respectiv, a scos respectiva persoană? Și oare a supraviețuit? A supraviețuit, da, avea o fractură de femur deschisă. Fa. Și a trebuit să tăiem blugi, pantaloni ce avea dânsul pe el, a trebuit să facem anumite tăieturi la mașină ca să scoatem, să nu provocăm alte da. Fisuri. Când te duci acasă, ești liniștit după o zi de asta? Cum îți găsești echilibru după așa o viziune de genul ăsta? Familia mă liniștește, copilul pentru copilul, soția, părinții care îi spun frecvent, dar băiatul care trebuie să recuperez timpul pierdut cu fotbalul, băiatul, pentru că eu, băiatul meu are 13 ani, mulți înainte să fie sănătos, dar eu cred că vreo 4 ani legați l-am văzut, am stat cu el în permanență și la un moment dat îmi reproșa prin telefon când eram, jucam fotbal și nu i-am putut lua cu mine pentru că știi cum e, fotbalul era acu ești, acu nu ești, da. Acu... Și îmi reproșa, tati, dar de ce nu vii și tu niciodată să mă aștepți de la școală? Să... Wow. Da, și de atunci... Chiar asta a pus capăt, când am pus capăt la ultimul club la care am fost, la profesionist, la CSM Slatina. După ce mi-au spus cuvintele astea, am zis, gata, stop, am ajuns și la o vârstă, zic, dacă o fiță mai joc, o să joc prin zonă, pe aici, o să termine el școala, după aceea va fi alegerea strictă a lui încotro să ia. Vrea la o facultate la Iași, vrea la o facultate la Ploiești, București, pentru că eu am familia și el la Ploiești și avem și acolo unde sta și el e la alegerea lui unde să stea. Și vreau să recuperez puțin timpul care l-am pierdut. Poate neglijat. Nu l-am neglijat, dar nu am fost alături de el. Da. Poate avea când avea nevoie și să fiu eu lângă el, ca bărbat. Da. Sănătate multă, multă baftă, spor la treabă și să ne auzim cu bine. Mulțumesc mult de tot, Bogdan Panai, pentru prezența în această dimineață la GSP Live. Ne revedem mâine dimineață la 9:01. Nu uitați peste zi www.gsp.ro pentru tot ce e important în sport. O zi bună, toate bune!